Nu există cuvinte care a mulțumit de ajuns bunătatea și blândețea taților noștri. Că cine nu își amintește chipul brătat de lacrimi când toți plecau de acasă și casa rămânea pustie? Sau cine nu își amintește de mâinile lui muncitoare care ne mângâiau pe crește? Un tată este un om deosebit și merită toată afecțiunea din lume. Tata-i unul în astă lume, mi-o dat viață, mi-o dat nume. Tata-i dragostea și dorul când își vede în prag. Bună seara! Mă primesc la dumneavoastră. Eu mă numesc Victor, să-mi acompanie surpriză de la cei dragi. Am venit să vă cu surpriză plăcută pentru dumneavoastră. La cine vine surpriza? Ok, rămâne o surpriză, vă spun. Țineți această tortă, să o serviți cu invitații, cu totelul de apreciate și un chef de flori, să fiți așa de frumos și plină ca florile acestea. Și am un mesaj din poartă, cui vă faci surpriza. Hai țineți așa, toată undeva, țineți așa. Și eu spun. Îmi dați voie să citesc cu mine? Da. Scumpul nostru tată și bunel, astăzi toate gândurile noastre sunt îndreptate spre tine. Astăzi am fi vrut să-ți fim alături acasă, însă știi că sufletul nostru îți este mai aproape ca oricând. Mai urci o treaptă pe scara vieții și pentru că ani de trudă și muncă se numără în firea albii și ridului, îți putem spune că de acum înainte ai să întinerești, precum dragostea și fericirea se numără în scritirea ochilor. Venim să-ți mulțumim pentru omul care ești și pentru tot ceea ce faci pentru noi. Știm că poate nu ți-o repetem destul de des, dar tu ești în sufletul nostru cât și de mult te iubim. Chiar dacă nu suntem copiii și sfaturile tale, suntem călăuză veșnică. Tu ești modelul nostru de viață, ești omul care ne-a demonstrat cum arată un tată iubitor, întotdeauna prețuindu-ți familia și ai pus preț pe înțelegere, respect, devotament și recunoștință. De ziua ta o rugăm pe Dumnezeu să-ți dea zile multe și sănătate, în sufletul tău să domnească mereu pacea, să te bucure alături de noi, iar grijile să te ocolească. Dragostea pe care ți-o portăm este uriașă și suntem recunoscători pentru sufletul tău bun. Tot ceea ce ne dorim este să fii fericit și împlinit, iar anii pe care îi vei trăi de acum încolo să fie presurați cu petale a devenit cuvântării. Te iubim și te prețuim la mulți ani, te îmbrățișăm cu drag și dor să ne trăim și mulți ani. Te-al feciorul Andrean și Ludmila, Edward și Ernesto. La mulți ani! Să fii sănătos! Să fiți sănătoasă! Ce cuvinte îi puteți spune dumneavoastră soțului? Soțul, mult sănătate și să bucurim nepoței și de fiori, da, surpriză. Ia dumneavoastră prin intermediul nostru, ce puteți spune copiilor? Vă mulțumesc foarte frumos, n-am așteptat. Am stat jos. Nu, emoțiile spun tot, asta e emoție de bucurie. Emoționat, mulțumesc. Să fiți sănătos! Poate dumneavoastră trebuie să-ți spuneți ceva. Îți doresc mulți ani, mult sănătate, să ai bucurie la copii, nepoței, la mai mulți și la mai mare. Să fii sănătos! Mulțumesc! Mulțumesc foarte frumos! Mulțumesc! Mulțumim, băieții! Nepotul mi-aște foarte emoționat. Tata-i unul în astă lume, mi-o dat viață, mi-o dat nume. Tata-i dragostea și dorul când își vede-n prag feciorul. Tata-i dragostea și dorul când își vede-n prag feciorul. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mânângâierea. Îi povața bătrânească din o grada părintească. Vorba aspră câteodată mai avea al nostru tată, dar măicuța-i făcea semne plâng la masă să ne chene. Dar măicuța-i făcea semne plâng la masă să ne chene. O surpriză specială ce îmbină armonios noblețea și intensitatea dumneavoastră poate fi realizată cu iscusință de către surprize de la cei dragi. Atunci când simți nevoie să organizezi o zi deosebită unei persoane dragi, noi venim cu tot ce ai nevoie, ca să lași o impresie de zile mari.